Marți seară, în localitatea Nisipitu, din comuna Ulma, polițiștii de frontieră au efectuat semnal regulamentar pentru oprirea unui autoturism Audi A6 înmatriculat în Bulgaria. Șoferul a refuzat să oprească și a continuat deplasarea în viteză. Polițiștii au plecat în urmărirea fugarului, folosind semnalele acustice și luminoase. Pe durata urmăririi, polițiștii de frontieră au tras 3 focuri de armă înspre pneurile mașinii, însă șoferul tot nu s-a oprit. După aproximativ 4 km, mașina a fost găsită abandonată pe un drum forestier. În mașină au fost găsite aproape 8.000 de pachete cu țigări fabricate în Ucraina în valoare de peste 90.000 de lei. Țigările și mașina au fost confiscate, iar polițiștii de frontieră au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă și încearcă să-l identifice pe șofer.